O cunoscută companie de turism și-a anunțat falimentul brusc. Aceasta are în derulare excursii cu zboruri charter de la Suceava și ea spre Antalya, Hurghada și mai noi Tunisia și a solicitat intrarea în faliment. Cererea a fost înregistrată la tribunal pe 11 iulie, dar compania nu a comunicat nimic clienților. Aceștia spun că în Turcia reprezentanții acestei firme nu mai au ghiz, iar turiștii sunt lăsați pe cont propriu. Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat că a deschis o acțiune de control la sediul agenției de turism pentru a se vedea exact situația și cum pot fi despăgubiți clienții.